Autocatania Caransebeș stă în umbră și așteaptă ca Recaș și Hunedoara să clacheze. Echipa s-a întărit în iarnă și speră la promovare chiar dacă Romulus Ciobanu, noul antrenor care l-a înlocuit pe Nelu Ibric, nu recunoaște. În prezent, Autocatania Caransebeș ocupă locul 3 în clasamentul Ligii a 3-a, având 41 de puncte, la distanță de 3 puncte față de Hunedoara și la 8 puncte de Recaș. Singura șansă a gugulanilor de a promova în Liga a 2-a este să-i învingă pe hunedoreni și pe bănățeni. Cum comentați plecarea domnului Aurel Șunda de la Hunedoara? E mai bine? Vă apropiați mai mult, practic? Aveți gânduri mai mari de promovare? Da, am auzit aseară, nu știu, dumnealor știe ce a fost acolo, nu comentez, este clar că au pierdut un om cu experiență, un antrenor cu un CV foarte bogat. Nu pot să spun că e îmbucurător, dar poate liniștitor pe o parte. Poate vine altcineva mult mai profesionist ca dumnealui și atunci ne va fi iarăși mult mai greu.